Bună seara, dragii mei! Din păcate s-a întrerupt exact când vorbeam, terminam etalarea la numărul 2. Așadar, o să pun videoclipul separat, ca să nu mai stau să lipesc, că durează foarte mult timp. Cei care ați ales numărul 3 și acest talisman. Am zis că am luat niște obiecte aurii. Acest talisman sunt niște chestiuni care protejează. Da? Și ați ales și acest set de cărți cu cei doi. Cu cei doi care se întâlnesc după niște evenimente, after tarot. Oh, ce interesant. După ce depășiți niște aspecte care țin de tradiții, fiecare în viața lui. Este influențat de tradiții și de familie într-un anume fel. Legea tradițională vă influențează pe fiecare într-un anume fel, poate pe unul negativ, pe altul pozitiv. Ideea este că în momentul în care depășiți aceste lucruri și înțelegeți că... Ce frumos! Interesant, unul e roșu, altul e verde, vă completați. Sunt culori complementare. Unul vindecă, altul instigă, inspiră, animă. Ce frumos. Acum văd mai multe detalii. Poate unul dintre voi are pisici, pisicuță. Interesant, da? Leu. Poate că această lună plină în leu vă apropiați mai mult energetic măcar, poate și fizic, v-aș dori să fiți împreună, să vă îmbrățișați. Dar ce simt? Vede? Ah, ce frumos! Vedeți, parcă ești norulețul ăsta negru care l-am pus la talisman? Și aici sunt mai multe. Sunt chestiuni care vă reprezintă pe amândoi într-un anume... Nu spun ce, da? Talente de ale voastre care... Vedeți ce? Apropiați stați. Ca și când ați deveni unul. Știți ce simt dacă vă împăcați cu cineva drag în această perioadă? O să fie o relație foarte, foarte protectoare. Foarte protectoare. Sincer, nici dacă vreau, nu mai pot să mai deschid. Așa este de înțepenit. Dacă aș vrea acum, eu știu, uite, parcă foarte greu, dar nu vreau. Deci, am închis foarte bine acest talisman. Ca să nu se desfacă. Între voi doi va fi o relație foarte, foarte strânsă și foarte protejată. Și vă veți proteja darurile și harurile unul altuia. Curățăm cărțile. Haideți să vedem de ce vă eliberați numărul 3 în această perioadă, că la luna plină începem să ne eliberăm de ceva. Poate e un lucru de care v-ați, sau un personaj sau o situație de care ați început să vă eliberați mai de mult. Pentru că eliberările nu se termină într-o zi, două sau cu o singură afirmare, da? Afirmație. Afirmație. Mai greșește omul, dar unii se vă uitați doar la greșeli. Ații... Înțelegeți că mesajul e mai important. Hai să vedem numărul 3. Deci trebuie să vă eliberați numărul 3. O dată, de două ori, de trei ori. În primul și în primul rând, asul de monede și 6 de bute. Încă n-am tras cărțile, au venit în plus, dar cred că după ce vă eliberați, vedeți, iar două mâini, iar două personaje, împreună puteți să manifestați succes. Împreună urmează să manifestați succes. Ia uite, diavolul la capătul setului de cărți. Dar ce e acest diavol? Numărul 15 și judecata. Și turnul. Cineva își analizează mai bine viața, judecata, se judecă. Cineva se judecă. Se gândește. Ce am construit? Ce am construit în relațiile pe care le-am avut. Nu e o dragoste care transformă, care cheamă pe cineva la trezire. Acum
9 de pâte, regina de cupe și valetul de monede. Deci trebuie să vă eliberați. De niște blocaje. Posibil vorbim despre un personaj cu marcaj puternic în semn de pământ. Ceva foc și ceva apă. În ce zic ceva? Marcaj. Nu zic musai zodie, dar poate să fie. Unul, să fie să zic zodie de apă, să aibă marcaj în semn de pământ de foc. Sau invers, sau zodie de pământ, să aibă, să zic, lună în semn de, eu știu, apă și alte marcaje în semn de foc. Dar... dacă sunteți voi, luați aminte. Dacă aveți de-a face cu acest personaj, iar luați aminte și încheiați acest ciclu ca să se manifeste următorul. Sunteți doi oameni. Unul mai matur, altul mai tânăr. Unul caută validări în toate florile pe care le întâlnește. Validări, poate chiar avantaje materiale. Celălalt a primit o misiune, wow, o misiune mare de a vindeca, îi ocupă imens aici. Și așa cu negru, cum e, zici că e din Egipt. Unul dintre voi este conectat la, dar conectat bine. Și când vorbesc, nu că a călătorit în Egipt, nu, e conectat la energie ancestrală, la energia Egiptului antic. Cu alte cuvinte, s-a manifestat în Egiptul antic cel puțin o dată cel puțin într-o viață, dacă nu mai multe vieți. Acest personaj are o misiune spirituală. Din cauza că are o misiune spirituală, trebuie să fie foarte precaut pe cine lasă în preajma sa. Dacă sunteți voi, știți că sunteți, trebuie să fiți precauți, dar mai ales dacă aveți de-a face cu un personaj mai frușcuratic, dar cu potențial. A spune, cel care se protejează conștient, pentru că știe că are o misiune, ar trebui să mai lase un pic. Să mai lase un pic această frică. E o frică că intră în vibrația sa dușmani. Da, e normal. Apropo de talisman. Ai talisman, ești protejată, ți-ai făcut ritualul de protecție. Totuși, lasă un pic garda mai jos. Pentru că dacă pui atâtea garduri în jurul sufletului tău, n-are cum să mai intre nimeni și rămâi singură. Alt personaj, sunt două personaje aici. Alt personaj este flu, din floare în floare. Am zis și material. Acesta trebuie să învețe să fie o leacă mai stabil. Și probabil că relație cu personajul mai matur are ceva de realizat. Colaborare, prietenie, dragoste, variază. Însă, a spus, interesant. Și acest personaj care e fru, posibil, băiat, bărbat, fru, își blochează accesul la dragoste, crezând că, dacă simt, și e normal, cam așa fac cei care se joacă cu dragostea, cu atracția, cu avantajele materiale, da, și acest personaj și-a blocat inima, și-a blocat sufletul, și acesta are potențial, dar încă nedescoperit, tocmai pentru că l-a blocat. Și acesta l-a blocat conștient, dar din alte motivații, ca să poată să aibă acces la floricele. Că dacă sunt frumoase, asta este. Și unele floricele ne mai dau și pânuți. Avantaje. Bani de semințe. Da, unul își protejează, repet, pentru că are o misiune, celălalt ca să umble din floare în floare. Așadar, și unul și celălalt trebuie să lase garda jos ca să puteți să vă întâlniți.
face to face, față în față, și să vă protejați împreună. Interesant că tot am vorbit de protecție, de talisman. Împreună trebuie să vă protejați, nu să vă protejați unul de celălalt sau de alte personaje. Așadar, încheiați acest ciclu în care sunteți. Ia uite. Sunteți probabil la început de drum. Urmează, da? Zero. Urmează să manifestați ceva nou. Poate eu te o îmbrățișare, ce frumos. Iar sunteți împreună în protecție. Sunteți într-un cerc magic, protector. Și alții se vor uita la voi ce, ia, uite, mă, ce au reușit ei să facă. Deci, renunțați la această... precauție. Altfel, fiți determinați să vă protejați ce puteți voi să creați împreună cu... Unde este tu de cărți? Ah, acesta, after tarot. Ah, interesant, aici a apărut, da, aici, de aici a apărut, da, am amestecat. Puteți să renașteți relația dintre voi, dacă vreți. Dincolo de tradiții, cum am zis mai devreme, apare marele preot. Da? Am zis-o chiar de la început, dincolo de tradiții, de legi, de rege, de Tora. Posibil, el va lăsa bâtele, floricelele și va alege să manifeste astfel de bâte, să inițieze. Împăcare, doi de cupe, interesant, am amestecat și au venit aceste cărți, doi de cupe, împăcare, judecata. Nu mai vrea floricele, nu mai vrea cupișoare, nu mai vrea prietenii, terizorii și nici influența familiei, mai mult decât de cazul. Sau chiar, dacă nu a familiei, a bisericii. Am zis, unul este într-o misiune spirituală, celălalt încă de-abia acum se descoperă. Numărul 3. De ce vă veți bucura în această perioadă? Wow, ce apare? Vindecare. Vindecare de dezamăgire și abundență. 3 și 3. Posibil în martie. Veți simți? Da. Cine? E umblat din floare în floare pentru bănuți, se transformă. Măi. Eu zic că se transformă. Își dă seama că eu te-am strâns atâtea floricele, o grădină de floricele și de bănuți. Dar ce fac cu ele? Ce fac cu ele? Iar cine este misiune spirituală știe, conștientizează din ce în ce mai mult, din ce în ce mai multe nuanțe, informații, că puteți să vindecați oamenii, că puteți să aveți abundență prin aceste talente, capacități, haruri. Hai, o dată, de două, și mai are să vă vindecați voi de trei. Deci nu degeaba ați ales. Până la urmă, mai faito, nu. Vă veți întâlni într-un loc neutru. 6 și 7. Posibil deja v-ați întâlnit anul trecut. Și mergeți către Regina de Monede. Valorificarea acestei relații. Valetul. Da? Valetul nu o să mai umble din floare în floare. Ia uite, interesant. Suntem în anul iepurelui. Intrăm. În anul iepurelui se va manifesta reuniunea voastră și veți merge către o relație consistentă. La capătul setului de cărți, am zis, acest personaj trebuie să-și înfrunte și voi, nu doar ei, și voi, că doar vă eliberați, înfruntați-vă demonii. E atracție sexuală, da, chiar dacă e diferență de vârstă posibil. Și chiar dacă nu e atracție sexuală, poate să fie frici. Ia uite, frica că mi perturbă aura. Frica lui, eventual, sau a ei, poate să fie și energie feminină, dar totuși un valet. O fi valetică pentru unii. Frica de a... de a se îndrăgosti. Frica de a fi matur, de a fi consistent în relații. Dar vedeți ce interesant. În momentul acest personaj, cred că dacă voi faceți ce ține de voi, dacă sunteți aici persoanele mature emoțional,
Dacă voi lăsați un pic garda jos, interesant. Încep și să se implice. Simt că voi sunteți floarea aceea care iese în evidență dintre toate floricele. Vedeți, aici este o singură floare care iese în evidență. Mă mir că nu a apărut regina de bâte. Poate că în această perioadă conștientizează acest personaj că voi sunteți altfel. Ieșiți în evidență dintre toate floricele pe care le-a găsit. Aici, cu voi, dacă sunteți doamne, acest personaj, poate mai matur, poate să manifeste ceva consistent, ceva valoros. Să-și descopere respectul, stima, capacitățile de, eu știu, de creație, de manifestare. Dar repede, și voi trebuie să lăsați garda jos și în momentul în care lăsați un pic garda jos, nu mult, un pic. Pentru că oricum misiunea voastră se îndeplinește, cu sau fără. Da? Da, înfruntarea demonilor. Ascensiune. Vindecare. Independență. Femeia independentă, care vindecă, care se vindecă și care își creează singură reușitele financiare. Dar, dincolo de reușitele financiare, puteți să mergeți și mai departe. Să manifestați ascensiune. Să-i chemați pe cei cu care aveți de-a face. Măi, ce atâția bănuți ai strâns la atâtea floricele? Ia, crește un pic. Înfruntă demonii. Că valoarea ta nu constă în aceste bogății. Dar pentru unii ar putea să fie dorința cuiva de a se împăca și de a avea ori o colaborare fructuoasă, ori o căsnicie. Dar, repet, zic așa mai peșoptite că nu o fi valabil pentru toți, dar pentru unii este. Temperanța, vindecare. Ia uite, de tendințe sexuale, de imaturități sexuale. Ia. Clarificăm îndrăgostiții. Sunt multe îndrăgostiții. Tot. Mai puține totuși. Da, exact. 9 de spade, iar o femeie care își face griji pentru acest personaj foarte sexy, dar foarte aventuros. Nu vă mai faceți griji pentru că energia se va schimba. Roata norocului. Ia uite. Se va manifesta karma, se va manifesta dreptate în stresul pe care l-ați trăit în această, să zic, relație și poate și în viața voastră personală. Poate n-are legătură doar cu această prietenie, relație, ce ar putea să fie. Poate aveți un stres, în general, legat de colaborări. Vă stresează anumite colaborări cu un anumit gen de bărbați sau de oameni, dar vă veți schimba roata norocului, vă veți schimba atitudinea. Și schimbându-o, veți putea merge către un anumit tip de succes. Faetonul. Sper că înțelegeți exprimarea, da? Asta? Iată, regina de monede. Ia uite, o relație la distanță pentru unii dintre voi, foarte mare distanță cu lumea și cu steaua, care pare de neatins. Unul dintre voi este vindecător. Dar, tocmai pentru că sunteți vindecători, trebuie să aveți încredere. Că ceea ce spuneți și lucrați chiar își va face efectul la un moment dat. Va transforma mulți oameni, inclusiv oameni cu adicții. Inclusiv oameni cu adicții, cu frici, cu imaturități, cu aceștia judecata.
După ce vorbesc cu voi, după ce vă audă, audă, după ce vă aud, așa, încep să se, să fie mai sincer cu ei. 9 de spade, și ei și voi. Clarifică regina de monede. O chestiune de comunicare, iar cea pe-a cincea este... Ia uite. Clarificăm încă o dată regina de monede. Ceva nu s-a comunicat. Ia uite ce tu se m-a luat. Nu s-a comunicat ceva apropo de valet. Acest personaj nu a comunicat că vede această monedă în voi, vede că poate să fie altfel, își vede valorile, vede că poate să realizeze altfel de lucruri când e în preajma voastră. V-a refuzat inițial. A refuzat asul de cupe, era aici, la regina de cupe. Și moneda, la regina de monede, a refuzat. Dar... aș spune că acest personaj vrea să vină, să se schimbe energia și să vină înspre voi și să creați ceva. Ai o teasul de cupe. Unul dintre voi este ghid spiritual, am zis mai devreme. Atrage publicul, este stabil. Celălalt, ia uite, flăcări gemene. Pentru unii posibil. Celălalt acum va descoperi ce poate. Ia uite, 2 de cupe. Îndrăgostiții, 2 de cupe sunteți nebuni. Azi de-aia am început să tușesc. Acest personaj nu a comunicat. Cum vă vede? Că vă vede altfel. Că vă vede valoroase, valoroși. Că puteți să creați ceva deosebit împreună. N-a comunicat. A simțit atracție. A simțit că sunteți altfel, dar n-a comunicat. Și din cauza că n-a comunicat, s-a manifestat trădarea. Poate că acest personaj s-a lăsat influențat de niște dușmani, posibil. Dar cu asul de cupe aș spune că vă veți vindeca. Veți vindeca această legătură profundă. În primul rând, chiar dacă sunteți femei trădate, vă veți găsi stabilitatea. Pe cont propriu, în lucrarea voastră publică. Aici vă găsiți stabilitatea în lucrarea voastră, în misiunea voastră publică. Acum, clarificăm 7 de spade. Clarificăm 7 de spade pentru numărul 3. Da, acest personaj nu a arătat. Nu a arătat 7 de spade, nu a arătat că sunteți totul pentru ei, 9 de cupe, că le împliniți toate dorințele, că sunt euforici în preajma voastră, nu a arătat. Și ce a apărut aici? Aș spune că acum vor să vină să muncească. Poate unii dintre ei au ascuns niște bani, au ascuns niște, nu știu, ceva legat de bani. Poate au ascuns niște adicții legate de băutură, dar... cu 8 de monede, aș spune că vor să muncească împreună cu voi, pentru că inspirați sau sub aura voastră își pot găsi independența. Wow, interesant. Sunt 2 regine de monede. Pentru unii dintre voi, personajul cu care voi știți, aveți de-a face cu un personaj, lasă în urmă ori o mamă, ori o relație de lungă durată, ori o soție, ca să vină înspre voi să muncească. În relație cu voi, 8 și cu 1, 9. Pentru asta trebuie să muncească, să devină independent și apoi să vă facă oferte. Ia uite, cavalerul de monede. 8 și cu 1, 9. Doar independent poate să stea în preajma voastră. Doar puternic financiar. Ia uite, 6 de monede. S-a amânat acest potențial pentru că erau alte relații, alte floricele.
alte florigere și a trebuit să se privească grădina, casă. Veți vedea, nu știu, de bine, chiar dacă apare 7 de spade, acest personaj se gândește cum să vină. Gândește o strategie, cum să vină și să lucreze cu voi. Dar a ascuns niște chestiuni legate de bani. Ori de felul cum face banii, ori faptul că vrea să lucreze cu voi. Iar a ascuns niște adicții, tendințe spre băutură, însă a ascuns iar. Și voi v-ați făcut griji. Sunteți foarte... Cei care sunteți regine de cupe, bărbați, femei, care sunteți într-o misiune foarte specială, de a arăta, de a ajuta, de a ghida și mai protector față de voi înșivă. Unii dintre voi chiar ați lăsat deja garda jos. Ați lăsat un pic garda jos cât să intre, dar odată cu ei, interesant, au venit și alți dușmani care au influențat această relație. Și a rămas relația în stand-by. Ia uite, asul de monede, relația, potențialul, eu știu, job-ul, orice, a rămas în stand-by până se rezolvă problema aceasta cu acest lup, cu acest dușman. Poate să fie și niște frici. Dar aș spune că în preajma voastră, cine este mai imatur se va maturiza. Simt nevoia să-mi iau o carte. Nu mai dăm de aici. Ia uite, 4 de monede am tras pe următoarea. Da, va fi o colaborare frumoasă. Temperanța, vă veți vindeca. Vă veți echilibra. Noroc, Mora. 4 și 14. Trebuie să aveți credință. Da. Da, vedeți? Cineva lasă. Lasă lupta pentru putere. Are un personaj în preajmă foarte gelos. Acest personaj, ca să vină spre voi, să creați, să colaborați, să faceți ceva, are în preajmă un personaj gelos, posesiv, posibil cu marcaj în semn de foc. Ceva tendințe narcisiste care îi fac să umble din floare în floare. Până la urmă nimeni nu umblă chiar așa de fără motiv, știți? Ia uite, asul de bâte. Da, va fi ceva. Veți iniția o împăcare. Se va iniția o împăcare. Se lasă în urmă adicțiile, obsesiile, energiile karmice, foștii fostele, se vor lăsa în urmă. Și se va manifesta, repet, o colaborare, dacă nu este. Aveți răbdare, interesant unde s-a oprit. Aveți răbdare. Am vorbit cam mult, poate. Poate. Hai că și Mărița s-a cam plictisit. Acum și că iubita. Poate și voi v-ați plictisit. Să-i așteptați. Poate. Dar. 4 și 14. Poate în aprilie pentru unii dintre voi. Poate acum. În ce vă bucurați acum. Să sperăm că, în primul și în primul rând, voi lăsați grijile și mergeți către stabilitatea voastră. Dacă ei vor să vă însoțească și să muncească pentru o relație, cam asta ar fi concluzia, bine. Dacă ei vor să muncească pentru o relație, pentru colaborarea cu voi, bine. Dacă nu, voi vă concentrați pe valorile voastre, pe respectul vostru, pe, eu știu, ce aveți voi de creat. O nouă dragoste. Și la voi, la toate cărțile a venit o nouă dragoste. Ia uite, apropo de minciunele. Au fost minciuni. Cineva nu și-a arătat adevărata față. Mai dăm o carte pentru numărul 3. Și totuși eu simt că o să fiți împreună și o să colaborați ceva, oricine ar fi acest personaj. Dar, repet, voi țineți-vă
Uite, fii autentic. Valorile, vreau să zic. Și back to what you love. Se vor întoarce. Cred că ei se vor întoarce. Ei se vor întoarce la voi. Pentru o nouă etapă. Dacă nu... Dar eu asta simt. Eu asta simt. O nouă etapă. Pentru că îi vindecați. Pentru că îi protejați. Pentru că lângă voi pot să fie consistenți. Și sunt două elemente care se unesc, da? E totuși greu, chiar dacă încerc, e greu să desfac. Nu știu sub ce formă veți colabora, dar veți colabora. Ia uite, shine. Continuați să străluciți, să vă respectați, să vă iubiți. Și cu răbdare va fi ceva. Pentru unii să fie dragoste, pentru sau o nouă etapă în iubirea voastră, pentru alții o să fie colaborare, o prietenie prin care veți lucra împreună, apropo de flăcări gemene. Ia uite. Cred că ei trebuie să inițieze asul de bute. Persoana care a ascuns o parte din viața sa. Interesant! Poate că am zis aprilie, poate și în martie. Martie va fi lună plină în fecioară. Fiți atenți, la luna plină în fecioară va trebui să acționați inspirați. Între timp rămâneți autentici. Faceți-vă timp pentru dragoste față de voi. Respect pentru afacerile voastre, hobby-urile voastre la care trebuie să munciți. Lucrați un pic cu sentimentele voastre. Frici am văzut nouă de spate de două ori. Frici. Iar și la voi, fiți deschiși către schimbare, că tot e numărul 5 înseamnă schimbare. Ce-a mai apărut? Și asta ce e? Și țineți-vă, păstrați-vă inima deschisă. Am zis, lăsați un pic garda jos, păstrați-vă inima deschisă. Pentru că vă oglindiți. Unii dintre voi vă oglindiți în această relație. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine. Ceau, ceau.